Această carte exact despre asta vorbește, despre necesitatea urgentă pe care fiecare ființă umană o întâlnește în această existență de a își descoperi acest suflet. Spre deosebire de multe alte aspecte din viața noastră, care pot fi trucate, atunci când vine vorba de, nu știu, a pune o haină nouă pe tine și a arăta altfel, de a le spune celorlalți ce vor să audă, sufletul este singurul domeniu unde nu putem să venim cu neadevărul. Și sufletul este singurul capabil în această existență să detecteze orice formă de neadevăr pentru care ajungem să fim sancționați. Acum, gestionarea acestui suflet este de foarte multe ori foarte greu de făcut, pentru că ne apucă maturitatea și ne apucă de multe ori chiar bătrânețea încercând să deslușim tainele propriului suflet. Primul pas și cel mai important, de fapt pasul esențial, este să căutăm care este această cale a sufletului pentru noi. De unde începe? Cu ce începe? Pentru că această cale a sufletului poate să înceapă cu foarte multă neiertare pentru mulți dintre noi. Poți să ajungi pe calea sufletului pentru că nu reușești să ierți un om care ți-a greșit foarte tare. Și pe tine te doare foarte tare nedreptatea lui, este un om căruia i-ai dat poate toată viața ta. Și în același timp, sufletul tău spune, eu nu mai am cum să trăiesc în viața ta, eu nu mai am cum să stau cu tine. De ce? Pentru că sufletul, așa cum detectează adevărul foarte bine, detectează și neiertarea, și răzbunarea, și ego-ul, și pedepsa pe care o suportăm atunci când nu-l ascultăm pe acest suflet, se referă la starea noastră de sănătate, care începe să se deterioreze, se referă la starea noastră emoțională, care începe, bineînțeles, să ne arate că undeva ceva nu funcționează cum trebuie, și se referă la toate evenimentele care se întâmplă apoi în viața noastră, din senin, spunem noi, nu știm de ce s-a întâmplat, dar care au foarte mare legătură cu absența conectării cu acest suflet. Pentru că sufletul este cel mai important reminder, cea mai clară reamintire pe care noi ca ființe umane o avem a conexiunii noastre cu divinitatea. Noi oamenii putem să-L înțelegem pe Dumnezeu, putem să-L primim pe Dumnezeu în viața noastră doar dacă există această conexiune cu propriul suflet. Altfel, este complet în zadar să încercăm și să-I cerem sufletului nostru să primească ceva ce noi nu suntem și ceva ce noi nu suntem pregătiți să primim, și anume iubirea divină, iertarea, de care avem nevoie ca să putem să iertăm la rândul nostru. Pentru că în această viață nu este suficient să vrei să iubești sau să fii iubit ca să se întâmple asta în viața ta. Nu este suficient să fii un om optimist ca să ai o viață fericită. Nu este suficient să fii un om bun ca alți oameni să fie buni cu tine. Este nevoie ca acest suflet al tău să fie foarte bine cunoscut de către tine. Și cel mai important, este nevoie și să-i permiți acestui suflet să apară în viața ta. Pentru că foarte mulți oameni trăiesc niște vieți care sunt niște oportunități pierdute, în ideea în care o să vină un moment când o să vadă ei ce e cu sufletul, dar nu acum. O să fie ei buni, dar nu astăzi. Și momentul ăla pe care tot îl așteaptă, se întâmplă să fie ultimul moment din viața lor. Când se întâmplă ceva și descoperi că gata, viața ta s-a terminat. Și atunci întrebarea care se pune este ce am făcut? Întrebarea care se pune este okay, de ce ne naștem? De ce trăim? Pentru ce? Pentru că mâncarea de astăzi, oricât de frumoasă ar fi, se consumă, corpul tău tânăr, oricât de bine arată, îmbătrânește și oamenii pe care îi iubești cel mai mult, de multe ori pleacă din viața ta sau îi pierzi. Și întrebarea rămâne, eu cine sunt? Eu cine sunt după ce pierd tot ceea ce mă făcea să fiu cine credeam eu că sunt? Și răspunsul este, eu sunt sufletul. Eu sunt trăirea, eu sunt emoția, eu sunt tot ceea ce mi s-a întâmplat. Eu sunt și iubirea pe care i-am dat-o omului pe care nu pot să-l iert. Eu sunt și momentul acela pe care eu îl consider pierdut, distrus. Și această formă de trăire și de emoții este motivul pentru care se întâmplă această existență. De aceea, cine nu pleacă pe acest drum al sufletului, al descoperirii propriului suflet, descoperă că pe orice alt drum s-ar afla este drumul greșit și eșuează în orice își propune. Relațiile nu sunt funcționale, oamenii din jur nu te înțeleg, tu nu reușești să-i înțelegi, totul este greu. Este calea sufletului un drum ușor? Nu. Nu. Nu o să fie un drum ușor. Nu este niciodată un drum pentru cei care vor confort. Pe calea sufletului nu există confort. Pe calea sufletului trebuie să ai cu tine bocancii cei buni, lanterna, rucsacul și să fii pregătit și de urcuș, dar și de coborâș. Și acolo când cobori, să știi că ești tot acolo, ești tot pe drum.
și ești tot pe drumul către sufletul tău, doar că, momentan, ai de descoperit și de aflat niște lucruri despre tine și despre ceilalți. Și în momentul în care, din partea ta, ca ființă umană, există trezită în sufletul tău compasiunea, empatia, iubirea, dacă acestea sunt treze în sufletul tău, te poți aștepta să ajungi undeva pe calea sufletului, adică viața asta pe care tu o trăiești, să fie ceva important, în primul rând, pentru tine și abia apoi pentru ceilalți. Viețile trăite de complezență, viețile trăite de frică, viețile trăite pentru că nu știm cine suntem, nu sunt niște vieți care să aibă însemnătate pentru noi. Și în această existență foarte scurtă pe care o avem, atât putem să facem. Este foarte puținul pe care putem să-l facem, dar pe care ne-l datorăm. Să descoperim ce e cu acest suflet al nostru. Ce are el de oferit acestei lumi? Există ceva din noi ce noi putem să-i dăruim acestei lumi și, foarte important, ce putem noi să primim din ceea ce lumea are de oferit? Pentru că mulți oameni din viața noastră pot să ne ofere multe lucruri. Pot să ne ofere o cantitate de afecțiune, de grijă. Întrebarea e, tu ai de primit de la ei? Sufletul tău e deschis să primească? Pentru că sufletul rănit e dispus doar să dea. Sufletul rănit nu știe să primească. Nici un compliment, nici o vorbă bună, nici iubire. Sufletul rănit face ceea ce a fost învățat că merită să primească, și anume să rănească. Și aceasta este cea mai revelatoare parte când ajungi pe calea sufletului. Nu mai simți nevoia nici să-i rănești pe ceilalți și nici nu mai suporți să fii rănit. Pentru că tu ai descoperit altceva. Ai descoperit că acest suflet al tău poate să fie cine alegi tu să fii. Și că tu poți să trăiești această viață bucurându-te de o vorbă bună pe care tu i-o spui unui om, de un zâmbet, de o plantă, de un animal. Și apoi, dacă mergi mai în profunzime, îți dai seama că de asta ești aici în viața asta, doar să o trăiești. Că nu e alt scop. Și că, de fapt, singurul motiv pentru care suntem în viața asta este ceea ce are sufletul nostru de primit, respectiv de dăruit. Dar da, în viața aceasta, dacă acest suflet nu este băgat în seamă, o zi, două, cinci, dacă sufletul acesta este hrănit cu frică, cu durere, cu întuneric, ajunge la un moment dat acea persoană să creadă că asta este normalitatea. Și în viața asta, dacă nu devenim noi câteodată, ne întâlnim câteodată cu suflete foarte alterate, care nu mai au și nu mai știe, și care nu mai au și nu mai știu și nu mai pot, pentru că mintea lor nu mai știe și nu mai vrea să ofere iubire. Și consideră că această iubire este ceva ce n-are treabă cu ei. Și mai important, este ceva ce ei nu mai au de dat, ce au doar de primit. Și atunci, datoria noastră sacră în această existență este să păstrăm contactul cu acest suflet, să-l salvăm de la ură, să-l salvăm de la invidie, să-l salvăm de la răzbunare, să-l salvăm de la neiertare și să găsim o modalitate de a îi face pe plac. Pentru că sufletul tău, dacă e nefericit, viața ta este un calvar. Și dacă sufletul este ținut în umilință și în frică, nu va avea ce să-ți dea bun. Nu va avea ce să ofere, ce să primească. De aceea este bucuria fiecărui suflet în această existență să se descopere pe sine, să se arate și în fața celorlalți. Și cred eu că cel mai mare câștig pe care l-ai odată ce ai pornit pe calea sufletului ăsta este să descoperi că această viață poate să fie o bucurie, chiar dacă sunt și lucruri care te dor și care te deranjează, că această viață are sens și, cel mai important, că tu ești cel care decide ce se întâmplă în viața lui și că tu ai putere asupra vieții tale atunci când l-ai împuternicit pe sufletul tău să fie prezent în viața ta. Calea sufletului este disponibilă pe UJMAG, unde veți găsi și cu autograf acest volum, pe Libris, Cărturești, și de săptămâna viitoare volumul va fi disponibil în librăriile fizice din țară.